Șefii apărării din Statele Unite și Rusia au stat de vorbă la telefon aseară. Lloyd Austin și Sergei Shoigu au discutat despre securitatea internațională și situația din Ucraina. Este al doilea contact oficial între cei doi de la începutul războiului, prima conversație telefonică fiind pe 13 mai. Atunci Austin i-a cerut lui Shoigu să ia în considerare o încetare a focului, însă Moscova l-a ignorat. Din comunicarea oficială a Pentagonului aflăm că Austin a insistat pe menținerea liniilor de comunicare deschise. Despre importanța dialogului diplomatic în vreme de război îți vorbește fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Este foarte important, sigur, acest dialog diplomatic între Austin și Shoigu a fost comunicat public. Nu cred însă că au fost numai două contacte din acest punct de vedere, pentru că de foarte mulți ani între Ministerele Apărării, respectiv Pentagonul din Statele Unite și Ministerul Apărării din Federația Rusă, funcționează linii de comunicare și de alertă timpurie. Acțiunile din Siria, atunci când Bashar al-Assad trebuia sancționat pentru folosirea armei chimice, inițiate de Statele Unite, prevedeau și anumite elemente de avertizare în ceea ce privește trupele ruse dislocate, tocmai ca cele două superputeri să nu intre în coliziune chiar și în condițiile unui accident, producându-se o situație care s-ar fi amplificat în spirală. Deci, din martie, linia de comunicare privind criza ucraineană între Pentagon și Ministerul Apărării de la Moscova a funcționat. Sigur, s-au transmis mai multe mesaje și în marea lor majoritate acestea avizau în special hotărârea Statelor Unite privind sprijinul Ucrainei și măsurile luate pentru a sprijini armata ucraineană în sensul contracarării acțiunilor ofensive ale Moscovei.